Salut! Sunt Manuel Cheța de la Tehnocultura.ro și te invit să afli mai multe despre calculatoare. Vei vedea că au o istorie impresionantă. Tot ceea ce pot face azi computerele se bazează pe capacitatea acestora de a face calcule de miliarde de ori mai repede decât orice om. Ca de exemplu, calculele necesare pentru a stabili structura 3D a unei molecule cu mii de atomi, precum este lisozima din componența albușului de ou, au durat mai bine de 5 ani în 1960. Calculatorul face același lucru azi în numai 5 minute. De exemplu, pentru aflarea structurii insulinei, Dorothy Crowfoot Hodgkin a petrecut mai bine de 30 de ani calculând, lucru pe care computerele de azi îl pot face în timp ce îți bei cafeaua. Și ce facem noi cu așa calculatoare? Jucăm Zuma, Angry Birds, Tetris sau șarpele. E relaxant, de fapt. Totuși, cred că deja știi faptul că telefoanele mobile de azi sunt de mii de ori mai puternice decât calculatorul de la bordul Apollo 11, misiune ce i-a dus pe astronauți pe lună și înapoi. La fel, aceleași telefoane mobile sunt de zeci de ori mai rapide decât computerele ce existau în casele oamenilor prin anul 2003. Știu asta pentru că mă uitam cu jind la calculatoarele ce aveau un procesor de 700 de MHz în 2003 și mă durea inima că eu aveam un AMD la 300 de MHz. Rămâi alături de mine ca să afli cum s-a ajuns la crearea unor asemenea mașini excepționale numite calculatoare. Cuvântul computer a fost folosit pentru prima dată de către scriitorul englez Richard Braithwaite în 1613 în cartea sa The Young Man's Gleaning. Termenul însemna a face calcule. Pe la finele secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea încă existau birouri întregi de computere. Dar pe la vremea respectivă computerele erau de fapt femei ce făceau calcule în continuu timp de 8 ore pe zi. Mândrele noastre calculatoare au cunoscut 5 mari generații. Generația 0, calculatoare mecanice și electromecanice, generația 1, calculatoare cu tuburi vidate, din 1942 încoace, generația 2, calculatoare cu tranzistori, generația 3, calculatoare cu circuite integrate. Iar în ziua de astăzi, noi suntem în generația 4, calculatoare cu microprocesoare. Calculatorul are rolul de a prelua de la om sarcina de a calcula și poate face acest lucru de mii de ori mai repede decât orice om. Printre cele mai vechi instrumente de calcul se numără abacul, folosit în rezolvarea problemelor de aritmetică. Abacul era un instrument folosit global acum câteva mii de ani până chiar de curând. Japonezii aveau soroban, un abac ce făcea calcule în baza 10. Chinezii făceau calcule în baza 16, iar maiașii au creat propriul abac ce făcea calcule în baza 20. În viața de zi cu zi, noi folosim baza 10, cu cifre de la 0 la 9, iar computerele de azi folosesc baza 2, adică doar cifrele 0 și 1.
Tot prin perioada în care se folosea abacul, grecii au inventat, prin anul 150 înaintea erei noastre, astrolabul, folosit pentru a calcula poziția stelelor, planetelor și poziția utilizatorului pe glob. Se presupune că prin aceeași perioadă, Arhimede a creat un precursor al calculatoarelor analoage numit dispozitivul Antikythera, după insula unde a fost descoperit. Un calculator analog are rolul de a prelua date de intrare într-o formă continuă și de a le transforma într-un model al problemei de rezolvat. Trebuie aleasă o scară de lucru și stabilite exact relațiile dintre componente, cum avea să fie mai târziu și cazul riglei de calcul. Antikythera era un aparat cu 33 de roți dințate menit să prezică pozițiile stelelor și eclipsele. După pierderea acestuia în zona insulei Antikythera, au trecut mai bine de 1400 de ani până când s-a ajuns la crearea ceasurilor astronomice în secolul al XIV-lea. Abia prin secolul al XVII-lea, calculatoarele au cunoscut o renaștere odată cu crearea riglei de calcul. Rigla de calcul ajuta la rezolvarea problemelor cu logaritmi și apoi la înmulțiri și la împărțiri. Modele actualizate sunt folosite chiar și azi de către inginerii de aviație, însă asemenea rigle nu pot rezolva probleme de adunare sau scădere. Tot prin perioada respectivă, calculatorul lui Pascal făcea furori. Calculatorul era numit Pascalin și a fost inventat prin 1642 de către Blaise Pascal, la numai vârsta de 19 ani. El era folosit pentru a calcula taxele ce trebuiau colectate de tatăl acestuia în localitatea Rouen, în Franța. Un calculator mecanic este un calculator ce se folosește de piese mecanice precum roți dințate, tuburi, rigle, manete, arcuri și butoane, pentru a prelua informația de intrare și pentru a o fișa. Timp de 200 de ani, calculatorul lui Pascal sau Pascalin, cum i se mai zice, a fost rege. Prin anul 1820, aritmometrul lui Thomas de Colmar era primul calculator mecanic care a devenit un succes comercial. S-au comercializat mai bine de 5500 de asemenea calculatoare între 1840 și 1890. Calculatorul lui Pascal, prin comparație, a avut numai 40 de cumpărători. Aritmometrul putea face adunare, scădere, multiplicare și diviziune cu ușurință și a fost printre primele calculatoare mecanice care puteau face multiplicare continuă. Acesta putea calcula rădăcina pătrată a unui număr, deci 13 cifre, în mai puțin de un minut, iar înmulțiri a două numere de câte 8 cifre în numai câteva secunde. Computerele umane aveau de acum un rival, însă de-abia în secolul 20 oamenii au fost înlocuiți complet de mașini de calcul. Aritmometrul a fost întrecut doar de motorul diferențial al lui Charles Babbage, care putea calcula ecuații polinomiale extrem de complicate. Charles Babbage este considerat părintele calculatorului modern, pentru că motorul diferențial putea face următoarele patru lucruri. Putea primi instrucțiuni sub formă unor cartonașe cu găuri, avea metode de a primi informații și de a le afișa, avea o unitate de control care putea face operații logice și avea o memorie separată. Cu alte cuvinte, motorul diferențial al lui Charles Babbage era exact ceea ce sunt computerele de astăzi, dar în formă mecanică, grea de câteva tone și care ocupa o cameră întreagă. Calculele se făceau automat, mașina fiind pusă în mișcare de către puterea aburului ori de o manivelă. De ce zicem că motorul diferențial este un calculator în sensul modern? Un calculator modern trebuie să facă patru lucruri marșilate. Calcule aritmetice, cum e adunare, scădere, mulțire sau împărțire, să utilizeze condiții logice, să poată face lucrurile în mod repetat și să aibă o parte de memorie. Alan Turing, fondatorul științei calculatoarelor și cel care a ajutat la descifrarea
codului Enigma al armatei naziste, este cel care a stabilit principiile unei asemenea calculatori. Babbage este cel care a creat un calculator de genul cu mult înainte de nașterea lui Turing. În plus, acel calculator putea printa și rezultatele. Ada Lovelace a creat primele instrucțiuni pentru motorul diferențial în 1842, fiind primul om ce a programat un calculator. Din păcate, motorul diferențial și mai târziu motorul analitic al lui Babbage au fost uitate în negura timpului din cauza lipsei de fonduri. Motorul analitic al lui Babbage a fost gândit pentru a rezolva probleme pe baza instrucțiunilor date de utilizator, un concept de bază în ceea ce înseamnă un calculator modern. Până la conceptul motorului analitic, calculatoarele mecanice puteau face doar operațiile pentru care fusese reconstruite. Cu această ocazie, Babbage a fost cel care s-a gândit să separe software de hardware în conceptul motorului analitic. Mașina respectivă devenea astfel un calculator cu uz general. Cum tehnologia aceasta era cu mult înaintea vremii ei, ideea unui computer cu uz general a murit odată cu Babbage și a fost reînviat abia după 100 de ani. Situații în care tehnologii erau înaintea vremurilor lor au putut fi văzute și recent când, prin 2001, Microsoft a prezentat prima tabletă comercială, dar oamenii nu au vrut să audă de ea. Abia prin 2010, tabletele au devenit un interes major când Apple a lansat iPad-ul. Revenind la calculatoare, calculatoarele mecanice au prins un avânt foarte mare odată cu folosirea lor pentru casele de marcat și pentru efectuarea calculelor științifice deosebit de complicate. Trebuie amintite aici casele de marcat James Ritty din 1900 și calculatorul mecanic Curta pus în funcțiune în 1948. Curta este de mărimea unei râșnițe de piper, dar poate face calcule științifice extrem de bine. Locul calculatoarelor mecanice a fost preluat de calculatoarele analoage electronice. De data aceasta, arcurile, roțile dințate, tijele, erau înlocuite cu condensatori, transformatoare și rezistori. Din punct de vedere al funcționalității, ambele făceau exact același lucru. Calculatoarele analoage electronice sunt mai ușor de construit, mai sigure și pot fi mai ușor de modificat. Plus, puteau ocupa un spațiu mult mai mic. Mai mult chiar, datorită faptului că circuitele electronice pot opera la frecvențe mult mai mari decât sistemele mecanice, se pot face mult mai multe operații pe secundă. Calculatoarele analoage electronice aveau un panou frontal plin de multe mufe de intrare în care se prindeau conectori. Modul în care acești conectori erau puși pe panou reprezentau datele de intrare a problemei. Apoi, niște potențiometre pregăteau scara de lucru. Rezultatul era oferit prin multe mufe de ieșire și becuri. Primii pași către un calculator digital electronic precum cel de azi s-au făcut în timpul celui de-al doilea război mondial. Calculatoarele mecanice, cu toate că deveniseră extrem de complexe și puteau face chiar mii de operații pe minut, nu puteau face față noilor tehnologii. Unul dintre primii care a încercat să construiască un calculator digital modern a fost germanul Konrad Zuse, care în 1939 a construit un calculator electromecanic ce folosea comutatori pentru a pune în mișcare componente mecanice. Modelul se numea Z2. Același inginer a creat Z3 în 1941 și era primul calculator electromecanic digital complet automatizat și care putea fi programat. Acesta avea 2000 de relee și o frecvență de 50 Hz. Încă suntem la generația 0 a calculatoarelor. Primul calculator digital complet electronic ce folosea tuburi vidate pentru a face operații a fost inventat în 1942 și se numea ABC sau computerul Atanasoff Berry. Folosirea tuburilor vidate în calculatoare a dat naștere generației 1 de calculatoare. În 1943 exista deja primul calculator electronic care putea fi programat. Se numea Colossus MK1 și a fost folosit pentru spargerea codului Enigma, cod folosit pentru transmiterea criptată a mesajelor între trupele naziste. Colossus a fost creat de către inginerul britanic Tommy Flowers. MK1 avea 1600 de tuburi vidate și conectori drept unitate de procesare sau creier,
nu avea memorie RAM și putea stoca informații doar pe role de hârtie, iar rezultatele le printa pe hârtie. Datele erau introduse în calculator cu ajutorul unor întrerupătoare, a unor mufe sau cu ajutorul cititorului fotosensibil. În SUA, calculatorul ENIAC, pus în funcțiune în 1945, făcea 5.000 de operații pe secundă și era construit pe modelul lui Colossus. Aparatul cântărea 30 de tone, avea 18.000 de tuburi vidate și sute de mii de alte piese mai mici. Programarea pe acest calculator se făcea prin rotirea butoanelor și prin cabluri conectoare. Un pas important s-a făcut odată cu inventarea Small Scale Experimental Machine în 1948, primul calculator care nu avea nevoie de programare cu ajutorul cablurilor de conectare. Programele și instrucțiunile erau memorate în calculator și nu mai era nevoie de ore sau zile pentru a muta fire de colo-colo. Calculatorul acesta a fost creat la Universitatea Victoria din Manchester de către Frederick Williams, Tom Kilburn și Geoff Tootill și era primul calculator creat după concepția lui Alan Turing. Calculatorul acesta trebuia să conțină programele în interiorul lui. Următorul pas mare a fost făcut în 1947, odată cu inventarea tranzistorilor de către fizicienii americani John Bardeen, Walter Brattain și William Shockley. Tranzistorii sunt piese mult mai mici decât tuburile vidate și îndeplinesc rolul de a amplifica semnalele electrice și de a le folosi pe post de întrerupători. Generația 2 a calculatoarelor începuse. Din 1955, tranzistorii au înlocuit tuburile vidate folosite încă din 1907 la diverse aplicații. Tuburile vidate purtau nume ciudate precum triodă termionică și au ajutat la amplificarea semnalelor radio și la telefonia pe distanță lungă, printre altele. Era lor era încheiat acum. Generația numărul 2 a calculatoarelor putea începe. Primul calculator care a folosit numai tranzistori a fost Cadet, creat în Harwell, Marea Britanie, de către Cook Yarborough. Acesta era angajat la Organizația pentru Cercetările Energiei Atomice sau AERA în 1955. La nici 4 ani distanță, în 1959, Jack Kilby de la Texas Instruments și Robert Noyce de la Fairchild Semiconductor au creat primul circuit integrat. Un circuit integrat presupunea micșorarea componentelor precum tranzistori, rezistori și conectori în așa fel încât să fie incorporate într-o plăcuță de silicon numită chip. Printre calculatoarele care foloseau circuite integrate după 1959 a fost PDP-8 al firmei Digital Equipment Corporation, firmă care a lansat calculatorul în 1965. A avut un succes enorm pentru vremea respectivă, vânzând peste 50.000 de unități. Printre cei mai mari clienți de calculatoare care foloseau circuite integrate erau forțele aeriene ale SUA și NASA, care aveau nevoie de calculatoare ușoare pentru programul Apollo. Cheltuielile militare aduceau peste 37% din veniturile de 300 de milioane de dolari proveniți din vânzările de circuite integrate. Astfel, prețul a scăzut de la 50 de dolari bucata în 1962 la 2,3 dolari în 1968. Acum suntem în timpul generației 4 de calculatoare unde microprocesorul este rege. De la câteva zeci de tranzistori în circuitele integrate ale anilor 60 s-a ajuns azi la câteva miliarde. La început, un tranzistor avea 1-2 cm, iar acum cei 1,4 miliarde de tranzistori ating limita inferioară de 14 nanometri în cadrul procesoarelor Intel de la Broadwell. Cu alte cuvinte, un tranzistor din calculatoarele de astăzi este de mii de ori mai subțire decât firul de păr. Imaginează-ți ce ar fi însemnat să ai câteva miliarde de tuburi vidate la un loc pe câți tranzistori sunt azi în procesoare. De exemplu, considerând că tuburile vidate folosite la calculatoarele vechi aveau dimensiuni de aproximativ 5x2x2 cm, 1,3 miliarde asemenea tuburi ar ocupa 26.000 de metri cubi, fără a lua în considerare panourile de susținere, firele, încălzirea, alimentarea cu energie electrică. Corespondentului Intel Broadwell de azi, procesor ce ocupă doar 4 cm pătrați, ar fi un procesor cu tuburi vidate ce ar ocupa un segment de 30 de metri lățime, 3 metri înălțime și 290 de metri lungime. Ai putea acoperi liniștit Gara Brașov sau o parte bună dintr-un cartier cu un așa procesor enorm. Dacă ne uităm la performanța procesoarelor de azi, cât de mare ar fi un calculator diferențial al lui Babbage? Ei bine, ar ocupa cam cât orașul Brașov. Dar dacă am folosit tranzistori ca la începuturi, cât ar fi de mare? Cât un bloc?
Revenind la microprocesoare, primul microprocesor viabil din punct de vedere economic a fost Intel 4004, în care un tranzistor avea mărimea de 10 micrometri, cât grosimea firului de păr. Intel 4004 a fost lansat în 1971. În sfârșit ne apropiem de era noastră. Pe la începuturi, calculatoarele cu microprocesoare erau folosite de către companii mari sau agenții de stat ale SUA. Erau folosite în mainframes și în minicomputere și costau sute de mii de dolari sau chiar milioane de dolari. În timp, și oamenii de rând doreau calculatoare, astfel că primul calculator personal a apărut în 1975 și se numea Altair 8800. Acesta folosea procesorul Intel 4004 și era creat de către Ed Roberts, de mii de ori mai încet ca cel de astăzi. Altair 8800 era doar un kit de calculator, nu un calculator complet. Văzând potențialul, firma Apple a creat computerul Apple II în 1977, primul calculator personal cu succes la mase. La scurt timp, în 1981, IBM a lansat IBM PC și a acaparat 50% din piața de computere. În 1982 a apărut Compaq pe piață. Rivalitatea dintre marile companii de computere a ajutat Microsoft pe termen lung. Cu majoritatea calculatoarelor foloseau doar linie de comandă, Macintosh și Windows, după anul 1985, au stabilit standarde noi folosind interfețe grafice cu ferestre și folosirea mouse-ului. În zilele noastre există câte un calculator în fiecare telefon și în multe autoturisme moderne. Ba chiar și ceasurile de mână au devenit smartwatch, adică ceasuri inteligente care numără câți pași faci. Un calculator de birou de azi are un monitor, tastatură, mouse și unitate centrală. Unitatea centrală poate avea numai un procesor, 4 GB de memorie RAM și 1 TB de stocare pe hard disk. Mai mult de atât, nici nu ai nevoie. Procesoarele de tipul Intel i3 sau AMD APU înlocuiesc cu ușurință plăcile video, astfel că asemenea calculatoare pot fi cumpărate la prețuri de până la 1500 de lei fără monitor. Cu aceste calculatoare de birou, poți naviga ușor pe internet, poți vedea filme și poți juca jocuri relativ simple. În 2014 s-a ajuns la crearea unor procesoare în care tranzistorii au numai 14 nanometri, sau altfel spus, 14 miliardimi de metru, precum este linia Broadwell de la Intel. Dar fiindcă un atom de siliciu are numai 0,2 nanometri în diametru, îți poți da seama că tranzistorii dintr-un procesor Broadwell ocupă spațiul a numai 70 de atomi. Ce înseamnă asta? Un tranzistor de azi este de 720 de ori mai mic decât grosimea unui fir de păr, grosime care este de 10 micrometri. Asemenea performanță era imposibil de creat acum 5 ani de zile sau imposibil de imaginat în 1985, când tranzistorul de la Intel 80386 avea 1000 de nanometri, adică era de 5000 de ori mai mare decât un tranzistor de azi. Pe viitor vom atinge limite fizice până la care se poate coborâ cu micșorarea dimensiunilor tranzistorilor. Dar nu te teme, în mod sigur, tehnologia și știința vor lucra împreună pentru a trece de această barieră. Ei bine, ia să aflăm puțin câteva lucruri despre viitorul calculatoarelor. Ce vom face când vom ajunge la limita de jos cu micșorarea tranzistorilor? O situație ar fi să creăm procesoare care ocupă mai mult spațiu pe placa de bază sau mai multe procesoare pe aceeași placă de bază. Există o serie de tehnologii experimentale gata să înfrunte viitorul, primele dintre ele fiind quantum computing și light computing. În prima situație, este vorba de folosirea mecanicii cuantice pentru a crea calculatoare foarte performante. Astfel, ne folosim de superpoziția electronilor în atomi. În calculatoarele cuantice, biții sunt înlocuiți de quantum bits sau qubits. În calculatoarele clasice, un bit poate conține fie cifra 0, fie cifra 1, dar un qubit poate avea ambele valori în același timp. Cei doi biți oferă două numere, 0 și 1, dar 2 qubits pot conține 4 numere.
În a doua situație, cu light computing, se dorește folosirea luminii pentru a face calcule. Tranzistorii de azi ar putea fi înlocuiți de tranzistori optici, însă aceștia ar fi mai mari ca dimensiune și ar consuma mai multă energie electrică. Un alt punct de luat în calcul este folosirea tranzistorilor din grafenă, care ar putea opera la frecvențe de mii de ori mai mari decât cele de azi, adică la terahertzi, mii de miliarde de operații pe secundă. Grafena este un material format dintr-un singur strat de carbon, strat ce are proprietatea că rezistă mai bine la căldură decât straturile de siliciu și ocupă mai puțin spațiu. Ne putem aștepta ca în 10-20 de ani calculatorul din telefonul nostru să fie de mii de ori mai performant decât ceea ce avem noi azi în casă. Nevoia de putere de calcul crește pe zi ce trece, iar tehnologia trebuie să o satisfacă. Cel mai bine este că vom vedea aceste schimbări în timpul vieții noastre. Mulțumesc că ai fost alături de mine în scurta călătorie prin lumea calculatoarelor, așa că, înainte de a încheia această primă parte, vreau să răspund la întrebarea lui Marcu din Craiova, care spune așa: care este culoarea cerului pe planeta Marte? Ei bine, culoarea cerului pe planeta Marte este aceeași ca și la noi, albastră. Acest lucru se întâmplă din două motive. Primul motiv, lumina venită de la Soare conține mai mulți fotoni albaștri decât fotoni de alte culori. Și, al doilea motiv, lumina albastră venită de la Soare este reflectată peste tot în atmosferă în procesul numit dispersie Rayleigh. Dar fiindcă atomii gazelor din atmosferele tuturor planetelor din sistemul nostru solar sunt mici, vei vedea același cer albastru pe oricare dintre planete. Motivul pentru care nu vezi asta des pe Marte este pentru că există foarte mult praf în atmosfera marțiană, dar există și zile cu cer albastru. Îți mulțumesc de întrebare! În fiecare săptămână voi răspunde și la o întrebare aleatorie despre orice legat de știință și tehnologie. Așa că nu uita să lași întrebarea pe tehnocultura.ro, ori pe YouTube, ori pe pagina de Facebook, sau dacă nu, chiar pe e-mail manuel@tehnocultura.ro. Bine te-am regăsit la secțiunea de știri. Ia să vedem ce putem afla azi. One Wheel este un skateboard cu o singură roată și cu un motor. Datorită accelerometrelor și giroscoapelor din placă, acest vehicul își menține singur echilibrul. Tot ce trebuie să faci este să te înclini în direcția în care vrei și vehiculul te duce oriunde. Inventat de către Kyle Dirksen, One Wheel a fost prezentat la CES 2014, conferință de tehnologie ce are loc în fiecare an în Las Vegas, în SUA. Prototipul era construit din părți ce pot fi cumpărate din magazine, dar modelul final are senzori mai buni, programele sunt actualizate și are LED-uri roșii albe pentru spate și față. Cei de la Engadget, revista online de tehnologie din SUA, au testat aparatul și spun că se poate controla foarte ușor. Cu o înclinare în față accelerezi și cu o înclinare pe spate încetinești. Acesta este totul ce trebuie să știi legat de controlul One Wheel. One Wheel folosește un motor de 500 de W,
are un acumulator de litiu-fier-fosfat care se încarcă în 2 ore, atinge viteza maximă de 18 km pe oră și are o autonomie de 6-8 km. Aparatul cântărește numai 13 kg și poate încăpea liniștit în lift sau în portbagajul autoturismului. Monociclul automat, cum îmi place mie să zic, costă $1,400, la care se adaugă și $300 transportul către România. Primele aparate de acest gen vor fi trimise clienților de la începutul anului 2015. În știrea numărul 2 aflăm că pinguini robotici ajută cercetătorii din Antarctica. BBC, televiziunea britanică, a anunțat la începutul lui noiembrie faptul că cercetătorii au folosit un pinguin robotic pentru a analiza comportamentul pinguinilor regali din Antarctica. De fapt, pinguinul robotic nu era nimic altceva decât un robot cu 4 roți teleghidat și care era acoperit de un costum de pinguin ca în imaginea de mai jos. Este cel din mijloc. Pinguinul fals are camere în loc de ochi și încă o cameră în zona pieptului. Liderul experimentului, Dr. Yvonne Mahot, de la Centrul Național de Cercetări Științifice din Strasbourg, Franța, și-a publicat rezultatele în revista Nature Method. El spune că micșorarea interacțiunii dintre oameni și animale este un punct central al studiului acelor animale. Conform lui Yvonne Mahot, atunci când pinguinii robotici se apropie de animale, acestea sunt mai relaxate. Nivelul de stres este analizat cu ajutorul senzorilor de la bordul roverului și cu ajutorul camerei video. Dacă un pinguin este speriat, inima acestuia va bate mai repede, iar comportamentul va fi unul defensiv. Roverul trece peste aceste obstacole și nu deranjează coloniile de pinguini. În imaginele ce le poți vedea, se poate observa un prototip al acestui pinguin fals. Pinguinii nu s-au speriat de el, iar modelul mai nou ascunde roțile sub costumul de pinguin. Îmi place ingeniozitatea cercetătorilor și sper să mai văd asemenea intruși robotici în cât mai multe cercetări în natură. Iată cum arată un pinguin robotic între puii de pinguin. O imagine care face cât 1000 de cuvinte. Și acum, ultima știre a ediției. ESA, sau Agenția Spațială Europeană, a reușit să trimită un robot pe cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko. Rosetta, un proiect al ESA, este una dintre cele mai interesante misiuni spațiale ale omenirii din ultimele decenii. De ce? Pentru că în data de 12 noiembrie, la ora 10:35 dimineața, sonda a trimis un robot să acometizeze, adică să aterizeze pe o cometă. Cometa în cauză se numește 67P, Churyumov-Gerasimenko, descoperită încă din 1969 și este un munte de rocă și gheață cu un volum de peste 22 de km cubi și greutate de 100 de miliarde de tone. Cometa se află acum la 314 milioane de km de noi și la 280 milioane de km de Soare, puțin mai încolo de orbita planetei Marte. În data de 12 noiembrie a avut loc acometizarea landerului File, robotul de la bordul sondei spațiale Rosetta. File are rolul de a analiza compoziția rocilor din care este compusă cometa și va trebui să verifice existența unor molecule organice. Încă din 2013 s-a confirmat existența unor molecule organice în centrele unor galaxii. Astfel, cercetătorii de la ESA vor să afle dacă și ce fel de molecule organice se pot găsi pe cometă. Dacă se găsesc molecule organice, precum cele care sunt la baza aminoacizilor, atunci acest lucru va fi un motiv în plus să considerăm că viața pe planeta noastră a apărut cu ajutorul cometelor. Deși o asemenea ipoteză încă este disputată, landerul File va ajuta la strângerea multor informații. Este pentru prima dată când omenirea a trimis o sondă pe urmele unei comete și pentru prima dată când un robot ne va trimite poze de pe acea cometă. Din păcate, File nu a avut cea mai fericită acometizare și a ajuns într-o zonă cu umbră. Cercetătorii ESA caută soluții pentru activarea landerului. Te invit să vezi filmul de promovare ale misiunii Rosetta, film realizat de către Platige Image și ESA.
De asemenea, filme de promovare are nevoie știința și toți trebuie să avem acces la asemenea filme. Enough. Walk with me. Perhaps we should find you something a little less challenging. I don't understand. I planned everything. Let me do it again. Once upon a time. Really? This is a good one. I promise. What is the key to life on Earth? Water. Water. For a long time, the origins of water, and indeed life on our home planet, remained an absolute mystery. So we began searching for answers beyond Earth. Where could all this water have come from? In time, we turned to comets. 1 trillion celestial balls of ice, dust, complex molecules left over from the birth of our solar system. Once thought of as messengers of doom and destruction, and yet so enchanting, and we were to catch one. A staggeringly ambitious plan. Are you talking about the Rosetta mission? Throw me the probe. We harnessed whole planets and their gravity to chase down the comet. So many things could have gone wrong. A failure at launch, an error in the calculations, collisions, so many unknowns. With the technology we had back then, we may as well have been shooting from a slingshot. And tell me, what was it all for? Knowledge. Yes, but we also wanted to show what was possible. From the archives. There were bigger missions after. Yes, it was the first one to catch a comet. Ambition. Stubbornness. Nothing has changed. We fall, we pick ourselves up again, and we adapt. I was watching you earlier. You actually did everything right. I destroyed your rock. I needed to see how you would react. You're ready. Reset. Nicely done. Let's begin.
Felicitări, ESA, pentru misiunea extraordinară Rosetta și pentru filmul Ambition. Îți mulțumesc și ție că ai fost alături de mine și în acest episod și te invit să trimiți sugestii și comentarii sau întrebări pe tehnocultura.ro, pe YouTube, pe Facebook sau, dacă nu, prin e-mail la manuel@tehnocultura.ro. Ne vedem data viitoare. Și până atunci, te rog să nu uiți, fii o sumă de atomi curioși. Mulțumesc!